Bine v-am regăsit pe canalul meu. Nu pot să încep astăzi altfel decât prin a vă mulțumi pentru toate comentariile, mesajele, recomandările, sfaturile pe care mi le-ați dat după clipul de sâmbătă trecută. Nu știu voi cum sunteți, dar pentru mine toamna este parcă anotimpul cel mai bun dintre toate pentru thriller, horror, suspans și tot ce mai presupune treaba asta, atât când vine vorba de cărți, cât și când vine vorba de filme. Și am zis că, da, Halloween-ul a fost săptămâna trecută, dar n-a trecut atât atmosfera nici pe departe, din contră, parcă se accentuează și am zis să punem mâna pe încă un thriller, să punem mâna metaforic, pentru că eu vă voi vorbi astăzi despre acest thriller. O carte apărută recent, cred că acum o lună, la cei de la litera. O carte thriller, dar cu tente de horror, foarte interesantă. O să vorbim despre ea, o să și citim din ea tot în clipul de astăzi. Ce carte este? Este, ei bine, Pacientul de Jasper Do it. Așadar să citim câteva fragmente și apoi povestim din ea. Stați cu mine. O copertă frumoasă, frumoasă. Avem aici un băiețel care se uită pe un coridor de spital, fix la o ușă, adică exact ceea ce trebuie pentru un cocktail inteligent de thriller psihologic și horror supranatural. Pacientul așadar de Jasper Dewitt, Să vedem ce ne spune rezumatul de pe spate. Joseph M. este cel mai vechi și cel mai bizar pacient al unui spital de psihiatrie din New England. Faima lui tenebroasă constă în efectul catastrofal pe care îl are asupra celor care vin în contact cu el. Asistentele, infirmierii și doctorii care se ocupă de el pentru un timp sfârșesc prin a înnebuni sau chiar prin a se sinucide. Nou sosit în spital, împotriva tuturor avertismentelor și interdicțiilor, tânărul medic-psihiatru Parker H. are ambiția de a-l vindeca pe pacient pacientul care nu a putut fi încă diagnosticat. La prima vedere, Joe pare perfect rațional, coerent și chiar carismatic. Și tocmai de la carisma lui pornește dezastrul. Dar care ar fi puterea lui Joe asupra celorlalți dacă aceștia nu ar avea proprii demoni, propriile spaime și coșmaruri? Construit sub forma unor postări succesive pe internet, pacientul este un roman alert, tensionat, cu un parcurs imprevizibil și cu un deznodământ șocant, tulburător. Da, așa este structurată cartea sub forma unor postări pe internet, după cum puteți vedea, aici colo avem în capitolele noi menționată data postării pe internet. Dar să vedem un pic și despre autor, ce găsim, nu foarte multe de detalii, pe Penultima copertă, Jasper Dewitt, este un autor premiat pe No Sleep, o comunitate online a fanilor povestirilor de groază de pe Reddit și un om mult mai de treabă decât s-ar crede citind povestirile sale. Pacientul, 2020, este romanul său de debut. Așadar, o carte nouă, lansată în anul 2020, care a apărut și în România, desigur, în 2020, la cei de la Litera, fiind tradusă în limba română de Alexandru Cormoș. Mai avem aici câteva detalii despre carte, câteva păreri mai exact. Dewitt îmbracă narațiunea în teroare existențială, iar spaima înfiorătoare va rămâne în mintea cititorului. Fanii romanelor, pacienta tăcută și dinți de lapte îl vor devora și pe acesta. Răul perfid este un termen atât de uzat, dar nu există alt mod de a reda ceea ce pândește pe culoarele ferecate descrise în acest roman. O lectură compulsivă, am devorat-o într-o singură zi, iar finalul încă mă bântuie. Îți îngheață sângele în vene, un delir savuros. Să citim un pic din carte așadar, sper că sunteți pregătiți. 13 martie 2008. De aici încep postările, așadar asta fiindcă până în acest moment nu mi-am dat încă seama dacă am cunoștință de un secret îngrozitor sau dacă eu însumi am luat o razna, Îmi dau seama că din poziția mea de medic psihiatru practicant, acesta ar fi evident un lucru rău pentru mine atât din punct de vedere etic cât și din punct de vedere profesional. Cu toate acestea, având în vedere că nu-mi vine să cred că m-am smintit, public această poveste pentru că voi sunteți probabil singurii oameni cărora ar putea să li se pară verosimila. În ceea ce mă privește, Consider că e un gest de responsabilitate față de omenire. Dar dacă drumul până la acel loc a părut rău prevestitor, a pălit în comparație cu neliniștea care m-a izbit când am intrat în parcare și am văzut campusul azilului de stat din Connecticut cum se lăbărța pentru prima oară înaintea ochilor mei. În cuvinte cât se poate de politicoase, locul mi-a lăsat o impresie puternică și neplăcută. Complexul era surprinzător de întins pentru un loc ce era atât de subfinanțat și emana senzația aceea de paragină caracteristică unei instituții ce fusese un reper odinioară și care era acum desfigurată de neglijență. Pe măsură ce am trecut cu mașina pe lângă șiruri de ruine abandonate, unele din cărămidă roșie, acum sfărâmată și ștearsă, altele din gresie feruginoasă, mâncată de vreme și de iederă, cu placaje din lemn care astupau ferestrele, unde trebuie să fi funcționat pe vremuri secții medicale, cu greu mi-am putut imagina cum ar fi putut cineva să lucreze, dar rămite să locuiască în acele cavouri bântuite care formau imensul monument lăsat de izbeliște, care era acest azil de stat din Connecticut. 5 iunie 1973. Pacientul Joseph M. e un băiat în vârstă de șase ani care suferă de terori nocturne acute, incluzând halucinații vizuale ale unei soi de creaturi care trăiește în pereții camerei sale și care iese noaptea să-l sperie. Părinții lui Joseph l-au adus la spital după un episod deosebit de violent, în urma căruia brațele sale au prezentat lovituri și zgârieturi serioase. Pacientul susține că ele au fost făcute de ghearele creaturii. S-ar putea să Tendințe de automutilare. I s-au prescris 50 de miligrame de Tritico, precum și niște ședințe de terapie de bază. 10 iunie 1973. Starea pacientului continuă să se înrăutățească. Când a fost dus la evaluare, pacientul nu și-a dat interesul să coopereze, ci a început să-l insulte pe medicul psihiatru. L-a numit printre altele bețivan bun de nimic, asexuat frigid și curist efeminat. Toate aceste insulte corespund cu atacuri pe care medicul psihiatru le a suferit anterior, când sănătatea sa mentală fusese una deosebit de șubredă. Am întrebat pacientul de ce a ales aceste insulte. A refuzat să răspundă. Am întrebat pacientul dacă îi vorbise cineva în felul acesta. A refuzat să răspundă. Am întrebat pacientul de ce alegea să insulte oamenii în felul acesta. Mi-a răspuns că era nevoit, fiindcă era un băiețel rău. L-am întrebat dacă putea să înceteze să fie un băiețel rău. Pacientul m-a întrebat ce cred eu. L-am întrebat care e părerea lui. A refuzat să răspundă. Pacientul a ieșit de la terapie. Ca observație personală doresc doar să remarc că o singură ședință de terapie cu acest băiat m-a tentat mai mult decât orice altceva din vremea aceea să încalc jurământul de 20 de ani pe care l-am depus la alcoolicii anonimi. Drept urmare, cer ca un alt medic psihiatru să preia acest caz. Aceasta a fost ultima fișă despre tratamentul lui Joe. Se pare că autorului îi ajunsese o singură ședință ca să renunțe dezgustat. Am clătinat din cap. Până și un spital în criză de personal ar trebui să depună mai mult efort pentru așa ceva. Singura altă hârtie din același an era un bilet scurt scris de directorul medical prin care le ordona angajaților să-l țină pe Joe izolat de restul pacienților. N-am mai găsit nimic care să documenteze următorii patru ani. Evident, trebuia să-i citesc din nou dosarul, de data asta însă cu mai mult scepticism. Deși cea mai mare parte din el părea acum să fi fost inventat, am observat câteva amănunte pe care persoana care scrisese acele rapoarte nu se obosise să le ascundă. Poate cel mai important dintre ele era că Geu fusese internat de tutorii lui, ceea ce însemna teoretic că ar fi putut să se externeze de unul singur, având în vedere că împlinise de multă vreme vârsta de 18 ani. Mi-am propus să abordez subiectul la următoarea noastră ședință. Mare greșeală. Mare greșeală, așadar. Nu vă voi spune despre ce greșeală e vorba, dar să începem cu începutul. Avem de-a face, deci, cu un pacient misterios internat de mai bine de 20 de ani într-un spital de psihiatrie, extrem de sinistru, după cum ați văzut că e descrisă întreaga instituție la începutul cărții. Un pacient misterios care, atunci când intră în contact cu anumite persoane, fie că vorbim de pacienți, de angajații spitalului, are o influență extrem de neplăcută asupra lor. Mulți ajung să se sinucidă, alții ajung să aibă probleme serioase din punct de vedere psihologic. Dar ce anume face ca acest tip, care fizic vorbind este un tip slăbuț și aparent inofensiv, să poată face, de fapt, atât de mult rău? Cam asta vrea să descopere și medicul nostru psihiatru, tânărul Parker, care are o modalitate interesantă de a ne povesti ce s-a întâmplat în acest spital de psihiatrie. Cartea este construită pe baza unor postări pe un anumit forum în care acest medic, pe numele lui Parker, alege să posteze periodic întâmplări din spitalul de psihiatrie. Așa aflăm povestea de acolo poveste care a fost cumva centralizată, adunată, colecționată și pusă în carte de Jasper Dewitt. Avem aici la începutul cărții chiar o porțiune unde parcă ne vorbește autorul și spune următorul manuscris a fost publicat pe fragmente la secțiunea de ce am fost gata să mă las de medicină de pe un anume site, un forum online dedicat cadrelor medicale care a încetat să fie activ în 2012 și care acum nu mai există. Unul dintre prietenii mei, absolvent al Universității Yale, promoția 2011 și pasionat de medicină, l-a arhivat din curiozitate și știind cât sunt de interesat de poveștile de groază, care chipurile sunt adevărate, mi l-a trimis și mie. Ăsta a apărut așa ca un mesaj al autorului. Nu știm exact cine a spus treaba aia, dar deducem că ar fi autorul. Să continuăm cu povestea din pacientul. Avem așadar de a face cu un bărbat subțire, aparent inofensiv, care are totuși aceste puteri nebănuite. Bineînțeles că tânărul medic Parker, care ajunge să lucreze în acest spital, vrea să deslușească misterul. Pentru început se apropie de una dintre angajate, o asistentă medicală, dacă mi-am gândit bine, însă nu reușește să afle foarte multe de la această asistentă. O să vedeți de ce. Continuă să sape în acest mister și să stea de vorbă cu medici care l-au îngrijit în trecut pe acest Joseph, cum se numește bărbatul internat de atâția ani, vorbește și cu directorul spitalului, care este de fapt o femeie, se ajunge cumva la un diagnostic. Aparent doar pentru că nu are o denumire clară, se vorbește despre abuzuri sexuale din copilărie, se vorbește despre tot felul de traume pe care acest bărbat le-ar fi suferit în copilărie, motiv pentru care a ajuns la spital, însă parcă nu se concretizează nimic și parcă finalul nu susține aceste ipoteze. Spun parcă pentru că vă las pe voi să descoperiți ce a stat până la urmă în spatele uh, întregii povești. Dar ce mi-a plăcut la această carte, i-am dat 4 steluțe din 5 pe Goodreads, o să vă spun imediat și de ce, dar revenind, ce mi-a plăcut la această carte a fost tocmai acea tentă de horror. Pentru că eu aș cataloga această carte parcă un pic mai mult la genul horror, aș înclina un pic balanța, deși da, este, poate fi considerat un thriller psihologic, dar are mult prea multe picături așa de horror. În ce sens? Nu avem de-a face cu niște uh, monștri, cu zombi sau cu extraterestri periculoși sau eu știu ce vă mai dă vă o senzația de horror, ci are niște descrieri foarte interesante, aflându-ne Desigur, într-un spital de psihiatrie nu ți-e foarte greu să alegi cuvintele potrivite încât să-ți sperii cititorul. Dar da, Jasper Dewitt mi-a plăcut că a reușit să creeze așa o atmosferă misterioasă și Chiar m-am simțit ca și când m-aș uita la un film horror și parcă am fost acolo cu ei în spital. Ce mi-a mai plăcut la această carte? Că m-a surprins sfârșitul. Un sfârșit pe care nu știu dacă îl veți anticipa. Poate pe parcursul cărții o să aveți așa tendința de a gândi înspre acea direcție. Nu vă spun care, o să vedeți singuri. Însă pe mine m-a surprins. Nu mă așteptam să fie tocmai ăsta sfârșitul. Acum, de ce i-am dat totuși 4 steluțe din 5? Pentru că ce nu mi-a plăcut la ea, dar acum e strict o părere personală sau un feeling de al meu, poate voi sunteți diferiți și atunci îi veți acorda poate 6 steluțe din 5, are un final un pic, cum să-l denumesc ca să nu vă dau spoilere. Are un final nu tocmai natural să-i spun. Și atât nu o să mai caut alte cuvinte pentru că chiar nu vreau să vă dau spoilere. A fost singurul motiv pentru care i-am dat 4 steluțe din 5, dar, repet, nu pentru că ar fi un final prost sau, mă rog, ci pentru că e doar o plăcere de a mea ca cărțile pe care le citesc sau filmele pe care le văd să aibă totuși așa o posibilitate de a fi reale de la A la Z. Acum, am văzut că s-a tot adus vorba de pacienta tăcută, cum că acea carte ar semăna foarte mult cu aceasta, sau mă rog, invers, pentru că au apărut în ordine inversă. Eu am citit pacienta tăcută, cred că la începutul anului trecut, așa că, că am trecut ceva timp de atunci, însă n-aș spune neapărat că se asemănă foarte mult. De ce spun asta? În pacientul avem de-a face cu o poveste concentrată pe acest Joseph, acest tip misterios care are niște puteri pe care n-a reușit nimeni să le deslușească. Nu prea avem detalii despre alți pacienți internați în spital, ce se întâmplă cu ei și cum au ajuns acolo și ce activități mai fac ei prin spital. Din ce mi-amintesc eu, e un pacient atăcut, facem cunoștință cu mai multe personaje uh, care sunt internate în același spital cu personajul principal. Apoi, aici avem un medic psihiatru care vine pur și simplu să deslușească un mister. Nu are. De a face cu deznodământul, să-i spun, adică nu a influențat în niciun fel evoluția personajului nostru misterios. Dacă vă amintiți și dacă eu mi-amintesc bine, în pacienta tăcută, medicul de acolo a avut oarește legătură cu deznodământul cărții, la final ne dăm seama care a fost legătura lui cu toată povestea. Ei bine, aici nu, medicul psihiatru pur și simplu își face meseria, desigur, fiind o persoană dedicată jobului, vrea să deslușească ceva ce nimeni n-a reușit timp de două decenii. Acum, acest personaj misterios este construit foarte interesant, acest Joseph, pentru că aflăm că încă din copilărie, de când avea șase ani, a început să aibă o influență deloc plăcută asupra celor din jurul său, semn că avem de a face cu o boală, o afecțiune, un virus sau ce-o fi el, o să aflați din carte, care se manifestă încă din fragedă pruncie, cum se spune. Mi-a plăcut mult, mi-au plăcut poveștile acelea, chiar sunt desperiat să spun, când ni se mărturisește că în trecut, când acest Joseph era copil, a făcut niște lucruri teribile și ne sunt descrise oarecum. Și da, într-adevăr, te intrigă și pe tine ca cititor să descoperi cum a reușit un copil să facă asemenea nenorociri, pentru că nu așa, vorbim despre un copil, forță fizică nu are, ce ar putea un copil să-i spună unui adult, astfel încât adultul respectiv să ajungă la suicid. Se joacă un pic cu mintea ta cartea asta, recunosc, mie mi-a plăcut. Repet, nu aș asocia-o foarte mult cu pacienta tăcută, poate acesta ar fi subiectul comun că avem de-a face cu pacienți misterioși și cu doctori care, acolo, aparent, aici, pe bune, vor să deslușească misterul. Uh, nu știu dacă voi ați cumpărat cartea, dacă ați citit-o, spuneți-mi în comentarii, desigur, părerea voastră despre ea. Uh, mie mi-a plăcut chiar foarte mult și vă recomand. Vă încurajez, poate și mai mult, să o citiți, spunându-vă că are, în total... Mai puțin de 300 de pagini. Scrisul este foarte mare și spațiat, după cum ați văzut și atunci când v-am citit câteva fragmente. Nu e nimic de speriat în această carte, în sensul de: eu știu că vă e teamă că nu apucați să o citiți destul de repede, dar în rest ar putea să vă sperie un pic. Așa că, dacă sunteți un pic mai. Sensibil să spun, sau sensibile, nu v-aș recomanda să o citiți niciun ca seara sau noaptea. Eu așa am început să o citesc undeva pe la ora 22 și pentru mine, care sunt pasionată de genul ăsta de cărți, chiar a fost momentul perfect să o încep. Lăsați-mi așadar în comentarii părerea voastră despre cartea asta. Poate vă vi s-a părut mult mai apropiată de subiectul din pacienta tăcută. Mie nu neapărat. Spuneți-mi dacă ați mai citit ceva de genul ăsta, dacă îmi puteți recomanda ceva de genul acesta, pentru că aș mai citi în stilul ăsta. Autorul Jasper Dewitt e la primul roman, avem romanul lui de debut, așadar nu știu ce ar urma să mai scrie. Dar, cu siguranță ați mai citit sau cunoașteți alți autori care au abordat astfel de subiecte misterioase, poate chiar cu spitale de psihiatrie, pe mine mă um, fascinează, aș putea spune cărțile care ating astfel de subiecte și de mistere. Noi ne vom revedea săptămâna viitoare. Până atunci, lecturi plăcute și profitați de vremea de afară, că e numai bună de citit. Vă salut cu drag!